Bali, paradisul tropical din Oceanul Indian, este visul oricărui iubitor de călătorii și nici nu-i de mirare. Cu o istorie și o cultură îndelungată, insula indoneziană oferă pe lângă plaje aurii și ape incredibil de curate o adevărată lecție pentru cei care vor o altfel de vacanță. Astăzi vă propunem o vizită la cel mai mare și sacru templu de pe insulă, dar și o plimbare în cel mai vechi sat din Bali. Urmăriți un reportaj semnat de Maria Linda și Costi Pahonț. Undeva departe de bătrânul continent, peste mări și oceane, există o lume ca nicio alta. Un loc aparte în care procesiunile și obiceiurile străvechi fac parte de secole din viața localnicilor. Fenomenele naturale sau ciclurile solare sunt considerate intervenții directe ale zeilor și fiecare zeu își are templul lui, impunător, spectaculos. Undeva însă, la nord de Ubud, există un templu cu totul aparte. Târta Empul este cel mai mare și mai sacru lăcaș de cult. L-am găsit plin de pelerini, poate și pentru că este singurul templu hindus de pe insulă unde se pot ruga credincioșii aparținând tuturor castelor. What's happening here? No, here only, you know, they put the offering, taken there, they put there, and then after that they go to the water. Mm-hmm. This is only the, like an altar. It's an altar, right? Yeah, what do you have in the bags? Oh, this one is like fruit. Fruit. Cake, rice. Basala locuiește la 50 de kilometri distanță de templu. Vine an de an cu familia pentru a oferi ofrandă, pentru a se ruga și a alunga energiile negative. We were to clean my body. Get a good energy. Yeah, energy, good profit also. Good profit for my life. You come here every year? Yes, every year. One until 2 years. Odată ce ofranda a fost oferită zeilor, credincioșii se îndreaptă spre izvoarele sfinte. Se crede că au fost create de zeul Indra, despre care se zice că a coborât pe pământ pentru a duce liniște și viață fericită. De altfel, templul este o înșiruire de bazine alimentate cu apă dintr-o singură sursă, iar de sub un pat de alge izvorăște apa care se crede că are proprietăți miraculoase. Every fountain, they have different functions. For this one is for the head, for headache. And this one is eyes. And then this one for body. So all is different. And also, when they have a bad dream, you know, people when they have a bad dream, so to release the dream is not come true, so they will also come here for purify their body. Two of this one. Two, not allowed. To water. Why? This is for a dead body. So when someone dies, the family will come here to collect the holy water and the sprinkling the holy water. Basal urmează cu sfințenie ritualul. Face asta de când se știe. A fost adus aici pentru prima oară de părinții lui pe când avea numai 4 ani. Acum și-a adus nepoțelul. După experiența minunată de la templul Empul, am continuat drumul spre estul insulei, la Karangasem. Am găsit aici cel mai vechi sat tradițional, Tenganan. Populația Baliaga este cea mai veche din Bali, fiind aici înainte de venirea poporului hindus. Întreaga comunitate are propriul stil de viață, unul total diferit de cel al balinezului modern. Satul are propriile reguli. De pildă, veniturile sătenilor sunt puse la comun, apoi împărțite în funcție de nevoi. Poligamia și divorțul sunt interzise, iar legile nu se opresc aici. When the woman here married outside until not come again here. Not allowed to come here again. 6 months after we married, we have to secret with my father or mother. Yes. And then we have to make new house. We cannot sell our land if you have money, but you still cannot buy land here. That's our respect for our land. Suar Janane spune că sunt numai puțin de 63 de reguli. Cei care nu le respectă sunt sancționați, apoi excluși din comunitate. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării, iar obiceiurile și cultura sunt păstrate din generație în generație. Nimic nu pare erodat de vremurile moderne. Tenganan poate fi vizitat de turiști. Am spune și că merită. E o așezare care te introduce într-o lume diferită și ferită de preocupările cu care suntem obișnuiți noi, europenii.